nu se vede absolut nimic. Da, încă nu m-a spus unde mergem. Mergem la aeroport. Pentru ce? Să mergem la avion. Plecăm în Italia! Ok, și acum am ajuns în aeroport. Sunt aici cu Bia. Și cu o altă Bia. Cu Rebecca. Și Andra. El este frățiorul Rebecca, că îl cheamă Rareș. Nu știu ce loc este. Să ne controleze la agență, la bagaje sau la ceva. Ok, deci acum mergem la avion. Avionul decolează la 6:30. Și acum mergem spre avion. Fapt, acum suntem în autobuz și mergem la avion. Avionul nostru! Nici nu mă aud mai deloc. Suntem acum în avion, după cum ați putut vedea, sunt aici. Ce faci? Sunt aici în avion, am văzut de sus suntem. Deci când am decolat, am țipat așa de tare, mi s-a făcut rău. Sunt aici cu Bianca. Și ea filmează, dar nu are un canal de vlog. O să-și facă. Mi-am fundat urechile și mă dor super tare. Ok, deci acum suntem în avion ascultată. Am mâncat, i-am adus sucurile de mere. De fapt, mi-am luat două. Și ne-am gândit să ne jucăm Whisper Challenge. Hai să vedem. Hai. Măr. Știu că e păr, dar zici păr, mai nu știu. Era amor. Da, știu, am zis păr. Scoate căștile. Scoate căștile. Era amor, nu păr. Hai, Da, se aude. Hai, magnet. Avion? Magnet. Magnet. Planetă? Magnet. Magnet. Asta e adevărat. Magnet. Magnet. Magnet? Da. Mamă, ce... Robiță. Te-am zis robiță. Robiță. Ce?
Gropițu. Așa, Gropițu. E scorul 1-1 la 1-1. Le-am pus așa. Hai. Are nu cred, eu n-au nimic ca să spun ele căștile. Pentru că tu n-au. E adevărat. Nu știu câte hotele ca să da. Dar am găsit unul și acum mergem. Ok, și acum mergem, nu știu, să bem un suc, să bem ceva. Încă n-am făcut turul camerei. Așa și ce mă speriat. Ok, acum am ajuns într-un parculeț. Nu știu ce parc este acesta, dar uitați câte lucruri are aici. Ok. Multe bănci, multe flori, cele frunze și da. Nu știu, azi ne plimbăm pe aici. Am ieșit din parc și vom merge la un suc. O să mai facem petrecerea în pijamare sau noaptea albă și... Dar voi filma când mergem pe aici, voi filma, cred că 5 zile. Dar în aceste 5 zile n-am să le postez fiecare într-o secret videoclip. Ați să vedeți că în fiecare sâmbătă câte o zi s-a întâmplat. Deci mi-am luat o chestie super scârboasă. E un balon, e un părcușor, uitați. Cu apă. A costat un ron. Anti-stress. Toate patru ne-am luat, pentru că da. Este foarte... A costat decât un euro. Și acum am ajuns la un fel de fântână, să zic așa. Acum mergem să vedem, să facem poze. Hai să vedem! Suntem într-un tunel! Nu se aude nimic! Un fel de pasaj! Mă rog, pe... telefon se vede negru, dar se vede, dar așa cu ochii mei se văd verde. Am zis se vede verde, am zis se vede verde, am oricum se vede verde. Dar nu o să-mi iau nicio înghețată.